Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu. Vă aștept cu mare, mare drag să vă abonați în număr cât mai mare acestui canal și sper din suflet să și rezonați cu mesajele pe care vi le voi transmite. Dacă doriți să susțineți canalul cu o mică sumă, o puteți face în linkul din descrierea videoclipului. Vă mulțumesc din suflet pentru tot ce faceți pentru mine. Voi face o etalare pentru cei aflați într-un trio. Haideți să vedem ce așteaptă pe cei aflați într-un trio amoros. Vedem ce spun cărțile de tarot. Ce mesaje au pentru cei aflați într-un trio, fiind o etalare generală, nu toată lumea va rezona cu mesajul pe care îl voi transmite. Haideți să vedem ce spun cărțile de tarot pentru cei aflați într-un trio amoros. Ce face persoana dragă? Pe cine alege? Da? Wow! Prima carte ar fi a dumneavoastră și a doua persoanei dragi. Ia să vedem. Sper că asta e tot. Da, prima carte a fost șaptele de săbii. Se pare că este energia dumneavoastră. Vreți să vă vedeți propriul interes aici. Da? Cam jonglați. Da? Nu este valabil pentru toată lumea acest mesaj. Persoana dragă. Vă vede așa ca niște împărătese. Ceva sigur, stabil. Da? Se pare că se uită către dumneavoastră această persoană. Haideți să vedem. Ce e cu a treia energie? Da? Ce rol joacă a treia energie în această poziție? Da, amanta. Da? Deci a reapărut regina de bâte. Regina de bâte, pardon, este și amanta în tarot, da? Este a treia energie, da. Deci mai există o a treia energie în această situație. Haideți să vedem, dumneavoastră. Wow, vă simțiți blocați. Deci se pare că aflați, știți despre ce este vorba. Da? Că mai există o a treia energie. Persoana dragă. Gândește cu mintea, da? Acționează. Este o persoană care face strategii. Regele de săbii. Gemeni, balanță, vărsător. Taur, aici cu împărăteasa sau balanță. Accentuat destul de mult. Balanță, gemeni, vărsător. Dumneavoastră să fiți aceste zodii sau și persoana dragă. Aici regina de bâte, berbec, leu, săgetător, da? Să fie cea de-a treia energie. Haideți să vedem ce este cu a treia energie. A obosit a treia energie, da? Să fie a doua variantă. Fie ea, fie el, da? Chiar dacă este regina de bâte, poate să fie și opusul, da? Să fie el, un el, da? Nu este valabil pentru toată lumea acest mesaj, dar eu vă spun ce mi-arată cărțile dumneavoastră. Cavalerul de monede. Oferiți această șansă, dar este ceva la început, merge greu. Încă mai veniți cu o ofertă către partener, parteneră, da? Să rezolvați problemele din relație, căsnicie, în unele cazuri. Să vedem dacă persoana dragă acceptă. Dar persoana dragă vine și ea, se pare, cu aceeași ofertă, dar vine cu sufletul. Cavalerul de cupe. Da? Se pare că este reciproc. Dumneavoastră oferiți stabilitate, persoana dragă, sentiment. Deci se pare că a treia energie nu primește. Wow, da. Deci se pare că nu mai merg lucrurile acolo, da? Deci persoana dragă vă vede ca o persoană stabilă. Dragă, drag, da? Deci, nouăle de săbii, energia a treia. Este foarte stresată, își face gânduri negative, stresată, supărată, da? Pentru că nu reușește să vă ia persoana dragă de lângă dumneavoastră. Da? Deci se pare că aveți maturitate destul de mare, da? Să acceptați și să, da, încă veniți, încă îi oferiți această ofertă, încă este stabilă, valetul de monede, deci dumneavoastră sunteți pe poziții, nu vreți să renunțați la persoana dragă. Haideți să vedem ce face persoana dragă, da? Wow, are puterea. Își dorește leu pentru intele dumneavoastră, da? Să aveți de-a face cu o zodie de foc, leu. Este și provocată, dar și are puterea să treacă peste o astfel de situație. Deci își dorește să rămână alături de dumneavoastră această persoană. Foarte frumos. Ia să vedem. Da, energia a treia este foarte obosită. Prea multe responsabilități în această relație, a depus prea mult efort, prea multe sentimente, a luptat prea mult, da, ca să fie lângă această persoană, dar se pare că nu va reuși. Se
pare că această... Nu, persoana dragă, o să știți că vine către dumneavoastră. Deci nu va renunța. Nu va renunța la dumneavoastră această persoană. Deci ține la dumneavoastră, vă iubește dumneavoastră. Regina de monede, da, sunteți ceva stabil, sigur, da, îi oferiți stabilitate, siguranță, armonie, da, sunteți acolo la greu, la bine, da, deci nu, nu, această persoană nu, el, un nou început, nebunul, își dorește un nou început cu dumneavoastră, el, ea, da, deci se riscă, se aruncă cu capul înainte, vine către dumneavoastră, foarte frumos, o energie foarte frumoasă. Deci această persoană are intenții serioase către dumneavoastră. Deci nu vrea să renunțe. Nu vrea să renunțe la dumneavoastră. Ia să vedem energia a treia. Oh, spionează. Valetul de spade. Deci această persoană spionează efectiv. Îl spionează, îl urmărește pe rețelele de socializare, chiar și fizic poate, da? Să vadă ce face, care sunt acțiunile acestei persoane. Dar să știți că persoana dragă vine către dumneavoastră, are intenții serioase. Deci se pare că nu este implicată într-o relație serioasă, da? Chiar dacă există o a treia energie și a jonglat, da, această persoană, se pare că se îndreaptă către dumneavoastră indiferent, da? Deci sunt foarte atrași de dumneavoastră. Acceptă oferta dumneavoastră. Se pare că a treia energie nu este, este doar o chestie de... se simte doar atras de această persoană și atât. Nu vede viitor, da? Iar această persoană cumva caută soluții, caută rezolvări să vadă. Dumneavoastră, da? Vă simțiți bine, da? Nouăle de cupe? Sunteți mulțumiți de ceea ce aveți, de rezultate, da? Îi oferiți acestei persoane, se simte energia, wow! Deci această persoană insistă. Asul de monede insistă către dumneavoastră, își dorește acest nou început. Nebunul, asul de cupe, de monede, pardon. Deci vrea ceva stabil cu dumneavoastră. Foarte frumos, ia să vedem. A treia energie. Wow, regretă, plânge, da, după trecut a treia energie. Deci se pare că și această persoană ține la persoana dragă a dumneavoastră, da? Deci nu este ceva așa... Chiar dacă a fost ceva, poate pasager, da, o atracție fizică, dar se pare că și a treia energie are de suferit, da? Foarte frumos, o energie foarte frumoasă, da, adică față de dumneavoastră, dar și cea de-a treia are de suferit, adică nu, asul de monede, nouăle de cupe, da, deci această persoană se simte bine în preajma dumneavoastră, vă vrea, se simte stabil, siguri. Da? De relația pe care o vrea cu dumneavoastră. Deci nu este ceva pasager, nu este ceva trecător, da? Deci nu. Da, energia a treia, să știți că are de suferit, da? Plânge după trecut. Posibil, da, să fi fost o relație mai veche, da, cu această persoană, doar că a fost doar o atracție fizică aici, nu au fost sentimente pure, da? Doar această persoană și-a creat iluzii, da? A muncit la relația respectivă, dar nu a dus nicăieri, adică să știți că persoana dragă nu este îndreptată către dumneavoastră și este o persoană sigură, este foarte bine din punct de vedere financiar, este foarte stabilă persoana asta, știe ce vrea, da? Dar a venit cu oferta către dumneavoastră, are puterea, da, să meargă. Să se aventureze, da? Să o ia de la cap. Nu se aventureze, să se arunce cu capul înainte, da? Se riscă. Da, această persoană se riscă să se despartă de o persoană care era doar atracție fizică și vine către dumneavoastră. Vă vede așa ca regina de monede, da? Vă vede ceva stabil, sigur. Dumneavoastră la un moment dat ați fost așa nesigure, nu a știut, ați fost reținute, da, un pic egoiste, da, dar se pare că și dumneavoastră vă exprimați intențiile către această persoană, da, spuneți ceea ce aveți de gând, ceea ce vă doriți de la el, de la ea, foarte frumos. Ia să vedem ce mai continuăm, da, Dumneavoastră ați fost blocați. Optul de săbii, da? V-ați simțit așa blocați, trădați,
Ați avut un moment de blocaj, da? Nu v-a știut ce să faceți, ia să vedem persoana dragă, dar această persoană se simte echilibrată, săgetător, da? Poate să fie, da? Zodie de foc, săgetător, posibil, da? Dar această persoană simte echilibru lângă dumneavoastră, chiar dacă aveți momente de blocaj, de stres, de... Da, lângă a treia energie a simțit acest nou început, da? Dar a fost pasiune aici. Pasiunea a contat, deși cărțile confirmă acest lucru, astfel de bâte. S-a simțit atras fizic de această persoană, dar nu a depus sentimente, adică nu a pus sentimente acolo, nu a depus efort, nu această persoană. Ia să vedem, dumneavoastră, da, marele preot, vă doriți ceva stabil, sigur, căsnicie, da, relație serioasă, să semnați acte, documente, da? Ia să vedem persoana dragă ce simte. Wow, steaua, vărsător, zodia vărsător. Deci are speranța și își dorește și el același lucru, să știți, ca și dumneavoastră. Wow, două arcane majore, da? Se pare că vă doriți același lucru. Energia a treia se închide, scorpion. Se închide acest capitol cu această persoană. Poate cu un scorpion închideți capitolul, da? Dumneavoastră sau persoana dragă are de face cu o zodie scorpion, da? Da, închide acest capitol. Da, este și cărțile îmi confirmă acest lucru, că această energie, da? Deci persoana dragă va alege pe dumneavoastră. Vă consideră persoana potrivită, indiferent, da? Chiar dacă această persoană cumva încearcă, face multe eforturi, da? Să-l aducă înapoi. Îl urmărește, urmărește, da, cumva încearcă din nou să-i stârnească atenția, dar se pare că nu va mai reuși. Se încheie acest capitol. Se închide acest capitol, da, împăcare la baza pachetului. Deci vă împăcați cu persoana dragă, judecata, da? Exact cum am spus și la începutul etalării, da, dumneavoastră a fost așa un pic retrași și blocați, da, nu a știut ce să faceți, dar persoana dragă, să știți că a fost foarte focusată pe dumneavoastră, a știut ce are de făcut, v-a văzut ca împărătese, da, foarte frumos, foarte, foarte frumos. Da, acum, na, depinde de situația fiecăruia, toată lumea va rezona cu acest mesaj, sper să rezoneze doar cine trebuie, da, cu această energie, da. Deci această persoană își dorește, da? Vine către dumneavoastră cu această ofertă, da? De căsătorie, de relație serioasă, renunță la situații de imaturitate, de persoane care îl atrag sau o atrag doar fizic, da? Deci își dorește împăcare. Posibil să, exact cum am și spus, aveți de-a face cu această persoană în trecut și revine, dar revine cu intenții serioase. Sper să fi rezonat cu mesajul meu. Vă aștept și la următoarele etalări. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag!